Proiectul de lege privind oferirea unor atribuții suplimentare Serviciului de Informații și Securitate va face ca această structură să nu fie controlată de nimeni și să aibă puteri nelimitate. Spre exemplu, SIS va putea aplica măsurile speciale de investigații, cum ar fi activități de filare, interceptare, urmărire vizuală și montarea dispozitivelor tehnice speciale pentru a urmări o anumită persoană fără mandat din partea judecătorului. Astfel spun experții în domeniul despre proiectul noii legi privind Serviciul de Informații și Securitate. Mai mult, juristul Alexandru Grosu susține că dacă această lege va fi implementată în formatul în care este prezentată, țara noastră va deveni un stat dictatorial. Iar fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, susține că împuternicirile acordate SIS-ului au fost făcute cu scopul adunării materialelor împotriva opoziției. Potrivit modificărilor la legea Serviciului de Informații și Securitate, instituția va avea pârghii nelimitate, fiind excluse mecanismele de control. De exemplu, SIS va putea fila, intercepta, urmări vizual și chiar instala dispozitive GPS în locuințe. În cadrul emisiunii Puls de la TV6, președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu, a declarat că proiectul este contrar legii și normelor europene. Mai mult, el susține că aceste prevederi vor bate ulterior în primul rând în persoanele care au participat la configurarea actului normativ și se va crea într-un balaur, ce va fi imposibil de stăpânit. S-a generat un proiect de lege cu niște pârghii absolut disproporționate, care aduc atingere nu doar dreptul la viața privată, dar și libertății de exprimare, accesul la informații, secretul corespondenței, inviolabilității domiciliului. Mai devreme sau mai târziu, eu vreau să vă spun, asta este un fenomen deja demonstrat. Cei mai mulți din cei care depun cereri și caută apărarea dreptului la viața privată sunt foști angajați SIS, foști deputați și foști miniștri sau persoane cu demnitate publică. Pentru că atunci când erau la guvernare, au adoptat niște legi care ulterior au jucat împotriva lor. Da. Noi trebuie să facem legile în așa fel încât să ne simțim siguri și în poziția de director SIS, și în poziția de activist, și în poziția de orice cetățean simplu care nu are nicio treabă cu pârghiile și atribuțiile publice. Dar în situația dată, noi creăm un balaur, dacă îi putem spune, pe care nu o să-l putem stăpâni. În concluzie, Bozian nu susține că oricare cetățean care și-ar expune părerea pe rețelele de socializare, la televizor sau în public, cu privire la anumite circumstanțe de ordin politic, social, economic, riscă să ajungă în lista neagră a SIS-ului. Vorbim despre o listă foarte și foarte extinsă și probabil cu cât este mai guraliv, să-i spunem, internautul, cu atât probabilitatea este mai mare că o să nimerească în această listă. În momentul în care el nimerește în această listă, printr-o simplă autorizație emisă de către directorul SIS, care face parte din aceeași instituție, care practic poartă responsabilitatea pentru activitatea instituției, atribuie la secret de stat și dispune efectuarea acestor activități informative și contrainformative. Și juristul Alexandru Grosu a criticat dur modificările la legea Serviciului de Informații și Securitate. Noi ne întoarcem practic la sistem care am avut în Uniunea Sovietică, când avem un singur partid și o singură opinie. Și dacă ai o opinie separată sau supărată, cum noi spunem în glumă, deja ești catalogat ca, cum s-a expus colegul, fii omul ușor, fii omul plahătniuc sau conservă FSB-ului, da, așa cum se expun ei în Facebook. Adică nu poți să ai o opinie separată față de ceea care e oficial, îți deduce de sus actuala guvernare. Deci este un lucru foarte și foarte urât. Consider că noi intrăm în ultimele 30 de ani într-o situație de dictatură totală. Unii din partide de opoziție s-au exprimat că prin modificările acestei legi guvernarea să aibă o bâtă politică, care în permanență au fost dorite de orice guvernare și ne trezăm într-o dictatură absolut totală. Și fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, susține că inițiativa de a oferi SIS-ului pârghii nelimitate dă motive de îngrijorare. Această lege nu conține mecanismul de contestare a acestor acțiuni în cazul în care ele sunt ilegale, de gură consideră că ele au fost aplicate ilegal, și nu conține mecanismul de compensare daunelor morale care, în teorie, ar putea fi cauzate omului prin aplicare ilegală acestor acțiuni.
Eu mă tem foarte tare că aceste împuternicire a fondației SIS-ului nu pentru a avea posibilitatea într-adevăr să desfășoare activitatea în interesul securității naționale, ci mă tem că asta mai degrabă a fost făcut cu scopul adunării materialelor compromitătoare prin lipsa opoziției, partidelor de opoziție, liderilor de opinie, și asta este încă un pas foarte, foarte periculos, deoarece poate influența pluralismul politic, poate influența parlamentarismul în Moldova și poate afecta alți principii democratice care mai mult sau mai puțin au fost respectate până ziua de azi în Republica Moldova. Am încercat să obținem un comentariu de la reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate la aceste declarații, dar purtătorul de cuvânt al instituției, Daniela Mânzatu, nu a răspuns la telefon. Purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, deocamdată nu a venit cu o reacție. Amintim că Serviciul de Informații și Securitate a propus modificarea legii SIS, iar în textul proiectului este stipulat că, în interesul asigurării securității naționale, SIS, în modul stabilit de legislație, are drept de acces gratuit la sistemele informaționale, rețelele de comunicații electronice, la resursele informaționale și bazele de date ale organelor de ocrotire a normelor de drept, autorităților publice, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate. Astfel, dacă în prezent măsurile de investigație au loc doar în contextul unui dosar penal, odată oferite atribuții suplimentare SIS-ului, investigarea poate avea loc în afara unui dosar. Totodată, documentul prevede introducerea avertismentului oficial care va fi adresat unei persoane, prescripție scrisă prin care se solicită persoanei vizate să respecte Constituția și alte legi ale Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să nu comită încălcări ale legii sau fapte ce prezinte pericol pentru securitatea națională, aducând la cunoștință posibilele consecințe legale.